Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Fecioară. Haideți să facem previziunea în zarul pentru luna ianuarie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste. Haideți să vedem. Fecioară, dragoste, ianuarie 2020. Bun, haideți să vedem și cărticelele. Pentru cei din Zodia Fecioară care sunteți singuri sau despărțiți, deja a sărit o carte, pentru luna ianuarie 2020 în dragoste. Pentru cei din Zodia Fecioară care sunteți în cuplu sau căsătoriți, pentru luna ianuarie 2020 în dragoste. Bun, pentru cei care sunteți despărțiți, pentru cei care sunteți despărțiți, clar ați rupt orice fel de comunicare cu această persoană. Să știți că această persoană este pe urmele voastre, vă urmărește pe site-urile de socializare, întreabă de voi, voi o țineți tot înainte, pur și simplu nu vă mai uitați înapoi. Această persoană se gândește la voi, v-a rănit foarte tare. Și ați simțit că v-ați prăbușit datorită acestei persoane. Chiar pot să spun că ați fost puțin și cam bolnăviori. Poate că emoțional ați suferit destul de mult. Această persoană aude cum o duceți. Vede că vă îndreptați spre lucruri pozitive și că faceți lucruri productive. Vede că v-ați găsit pe altcineva pentru că văd o schimbare. O schimbare de planuri pe care voi o aveți. Văd că veți găsi pe cineva, veți întâlni pe altcineva. Dacă n-ați întâlnit, veți întâlni pe altcineva în ianuarie 2020. Ceva stabil. Ceva care, chiar dacă este, poate dacă deja cunoașteți această persoană și este secret în momentul de față, va ajunge la urechile persoanei din trecut. Și o să șocheze persoana din trecut, o să sufere foarte tare. O să-i pară foarte rău pentru ce v-a făcut în trecut. Clar, pentru voi se anunță lucruri foarte frumoase. Pentru cei care sunteți în cuplu sau căsătoriți, pentru voi pot să spun că suferiți foarte tare de depresii și vă simțiți groaznic de singuri. Persoana iubită este departe de voi. Poate că voi sunteți plecați într-o altă țară sau persoana iubită. Vă desparte distanța. Lipsa de comunicare și niște persoane care intervin foarte mult în relația voastră și au pus bețe în roate, ca să spun așa. Pot să spun că persoana iubită nu vă înșeală sau dacă putem să vorbim despre începutul unei relații, sunteți la începutul unei relații, iubiți pe cineva foarte mult, dar nu puteți fi cu această persoană momentan pentru că ori sunteți la distanță, ori există niște piedici între voi, niște lucruri care se opun. Va mai dura până vă stabilizați, va mai dura. Și pentru cei care sunteți căsătoriți, partenerul pur și simplu s-a distanțat foarte mult de voi și asta vă întristează foarte tare. Acordă atenție mult prea mult altor lucruri și pe voi vă neglijează complet. Vă simt cumva că nu mai puteți. Cred că e pauză la voi. În luna ianuarie 2020 e pauză. Parcă nici nu vă arde să faceți sărbătorile. Nu știu, sunteți cumva foarte apăsați. Hai să vedem ce mesaj avem și pentru voi. Prietenia pură. Iubirea intensă ce aspiră să devină o iubire legendară presupune o stare de plină de prietenie. Trezește și aprofundează prietenia dintre voi și relația ta de iubire se va îmbunătăți considerabil. Pentru cei care sunteți despărțiți și găsiți pe altcineva care trebuie să apară în viața voastră în ianuarie 2020, dacă n-a apărut deja, poate că nu ați privit această persoană, poate că o cunoașteți deja și nu ați privit această persoană ca pe o posibilă relație, v-a fost doar prieten sau prietenă, veți realiza că prietenia asta va duce undeva către o relație serioasă, cum nici nu vă așteptați. Iar pentru cei care sunteți despărțiți și veți cunoaște în ianuarie 2020 pe cineva, veți porni totul dintr-o frumoasă prietenie, dar
Nu vă veți aștepta că asta va duce la o relație serioasă, deși va fi surprinzător că da, va duce către ceva la care nu vă așteptați. Bun, aceasta a fost previziunea în zarul pentru Zodia Fecioară pentru luna ianuarie 2020 în dragoste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.